Tatăl nostru, îți mulțumim pentru că, într-adevăr, iubirea ta este așa de mare. Îți mulțumim pentru că, la început de sabat, ne-ai dat viață și gândul de a veni aici, în locașul tău. Îți mulțumim pentru că ai pregătit cuvânt pentru noi. Te lăudăm pentru lucrul acesta și îți mulțumim pentru că îl vei face clar și inspirat pentru ca inimile noastre să îl înțeleagă și să fie transformate după voia ta. Cerem ca binecuvântarea ta să fie atât asupra fratelui pastor Radu, care va împărți acest cuvânt, cât și asupra celor care sunt prezenți și care vor asculta acest program. Îți mulțumim că ne iubești, că vei fi cu noi, de aceea te lăudăm prin Domnul Iisus. Amin. Biserica Domnului de limbă română din Loma Linda. Bine v-am găsit, din nou. Iar am venit. Ziceam că e ultima dată. De două ori am zis așa. Și zic și acum. Pentru că nu se știe. Când am fost acum în martie, acum un an în martie, cu dumneavoastră am petrecut două sabate minunate, ca și mai înainte, când am fost 11 sabate, și a spus peste tot comunitatea noastră adventistă de ziua șaptea română din Loma Linda, e o comunitate bună, plăcută, unde te simți bine. Și am fost sincer, nu mint, așa mă simt aici. De data aceasta am venit cu soția. Au fost proteste în trecut. Ce ai, frate, de ce vii singur? Soția de ce nu vine? Pentru că nu e ușor, noi îngrijim niște nepoți și trebuie să ne ocupăm de ei, nu putem veni amândoi. Dar am făcut tot posibilul să fim împreună aici, de data aceasta, la Loma Linda. Odată cu apusul soarelui, a început sabatul de Domnul dat nouă. Sabatul de Domnul dat nouă. Așa a zis Moise în Exodul 16, când le-a dat Domnul mană. Și unii s-au apucat să caute mană și în sabat, da, au găsit. Și Domnul a fost nemulțumit și atunci le-a spus Moise, nu mai faceți asta, vă dă de două ori cât aveți nevoie, vineri, în ziua a șasea, pregătiți-o pentru mâine, mâine o veți consuma, este sabatul Domnului, vedeți că Domnul v-a dat sabatul, chiar aceste cuvinte. Și noi ne bucurăm să constatăm că în sfârșit iar avem un sabat. Sabatul 3 al lunii martie. Mai, vedeți, sunteți atenți, îmi pare bine. Și sper să fiți atenți până la încheiere. Nu, n-am spus-o intenționat, am greșit. Noi greșim câteodată. Cea mai mare greșeală este să spui că nu greșești. Da, nici să greșești nu e ideal, ci e bine să fii atent la tot ce spui. Mă bucur că sunteți aici, sper să apară și alții și mâine să fie sala aproape plină, ca să fie mai multă căldură și să vedem mai multe fețe cu care să ne bucurăm. Am intitulat predica din această seară, dacă v-ați uitat în buletin, dacă l-ați primit, a fi în cer acum. Acum. Noi sperăm să ajungem în cer. Toți. Nu vă pun să ridicați mâna, pentru că toți veți ridica mâna. Vrem să ajungem în cer. Așa a zis o soră, cu sau fără copii, pentru că nu toți călcau pe urmele Domnului, cu sau fără copii, eu vreau să merg în cer. Noi toți vrem să ajungem în cer. Dar eu n-am zis așa, a fi în cer cândva în viitor, a fi în cer acum. E o erezie? Cred că nu. Veți constata pe parcurs. Capitolul al treilea din Evanghelia după Ioan e plin de învățături mari. Am să subliniez șase dintre ele, numai așa ca punct de pornire în meditația pe care ne-o permitem în această seară. Evanghelia după Ioan, capitolul 3. Aici este vorba, în primul rând, aș zice eu, ca importanță, despre iubirea mântuitoare a lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu.
Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Versetul 16 e bine cunoscut, versetul 17 e neglijat. Așa zice versetul 17. Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. Atunci n-a venit să o judece. Dar El va fi judecătorul celor vii și celor morți. Dar acest verset ne spune Dumnezeu a iubit lumea, toată lumea și o iubește. Și planul de mântuire l-a făcut pentru toată lumea. Dacă toată lumea s-ar întoarce la Dumnezeu și ar primi acest plan, toți ar fi mântuiți. Dumnezeu n-a avut de gând deloc, niciodată, să excludă pe cineva din această perspectivă binecuvântată și fericită de a face parte din împărăția lui Dumnezeu. Punctul întâi, am zis, din acest capitol. Nu vreau să pun pe primul loc altceva. Iubirea mântuitoare a lui Dumnezeu. Al doilea, am zis 6 idei principale din Ioan capitolul 3. Al doilea, Iisus este unicul mijloc de mântuire. L-a trimis pe Fiul Său, a murit pentru noi. Fapte 4:12, nimeni altul nu este mântuire, a zis Petru, în fața Sinedriului care îl judeca, el și Ioan. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Trebuie să fim mântuiți. Iisus, unicul mijloc de mântuire. 3. Iisus este învățătorul inegalabil, a zis Nicodim. Și bine a zis, învățătorule, versetul 2. Știm? Nu știu. Deși alții gândeau ca el. Chiar din congres, din Sinedriu, știm. Știau, dar nu o spuneau, observau, vedeau că nu pot evita ideea aceasta, dar îi deranja pe mulți. Știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Învățătorul venit de la Dumnezeu. Iisus, învățătorul inegalabil. Punctul 3. A fost primul, iubirea mântuitoare a lui Dumnezeu. 2. Iisus, unicul mijloc de mântuire. 3. Iisus, învățătorul inegalabil. 4. Vă gândiți la punctul acesta imediat, precis. Experiența vitală a nașterii din nou. În Ioan 3 e vorba de nașterea din nou, în primul rând. Dar nu, eu în primul rând am pus iubirea mântuitoare a lui Dumnezeu, Iisus unicul mijloc de mântuire, Iisus învățătorul inegalabil. Acum, practic, viața oamenilor, experiența vitală a nașterii din nou. De ce vitală? Pentru că a zis Mântuitorul, nimeni nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Necum să intre în ea dacă nu se naște din nou. Cum poate un om bătrân să se nască din nou? A întrebat Nicodem. Nu așa, din apă și din Duh. 5. Lumină și întuneric. A zis Mântuitorul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Pentru că oricine face răul nu vine la lumină, ci fuge de lumină, ca să nu-i se vădească faptele. Lumină și întuneric. A venit lumina în lume, oamenii mulți preferă întunericul, nici Dumnezeu nu are ce să le facă. Aici este vorba de lumină și de întuneric. 6, ultimul punct din acest set, judecata celor necredincioși. Zice versetul 18, oricine crede în el nu este judecat. He, zic unii, deci credincioși nu vor fi judecați. Ba da, vor fi. Așa a zis Apostolul Pavel. A doua Corinteni 5, versetul 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Și alte texte. Sigur că, da, credincioșii vin la judecată. Nimeni nu primește diploma dacă nu dă examene. Examene dau toți. Unii trec, alții cad. Dumnezeu nu dă răsplată, nu pedepsește fără să se treacă mai întâi prin examinarea cerului. Nu pentru Dumnezeu, că El știe toate lucrurile. Pentru univers, pentru toți și pentru satana.
Tăianate, greșești, uite, noi avem rapoarte bune despre oamenii aceștia. Deci, judecata celor necredincioși. Deci a zis Domnul, oricine crede în el nu este judecat. Este vorba de judecata finală, de exterminare la sfârșitul mileniului. Acolo nu vin credincioșii, ei scapă de ea. Dar cine nu crede, a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Am făcut o lungă introducere. Punctul întâi a fost iubirea mântuitoare a lui Dumnezeu. 2. Iisus, mijlocul unic de mântuire. 3. Iisus, învățătorul inegalabil. 4. Experiența vitală a nașterii din nou. 5. Lumină și întuneric. 6. Judecata celor necredincioși. Capitolul al treilea din Evanghelia după Ioan. Acum versetul 12. A zis Mântuitorul așa. Pentru că Nicodim era confuz. Nu gândea în mod abstract. Nu prindea aceste noțiuni. Cum așa? Cum se poate acest lucru? Și Mântuitorul l-a mustrat fin așa, cum făcea el întotdeauna. Tu ești învățătorul lui Israel și nu știi aceste lucruri. Versetul 12. Dacă v-am vorbit despre aceste lucruri, despre lucruri pământești, și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, care lucruri pământești? Ce spusese Domnul până acum care era lucru pământesc? Ce? Experiența nașterii nouă are loc aici, în viața aceasta, e pe pământ. Erau lucruri pământești ce spusese până atunci. Cum veți crede dacă voi vorbi despre lucrurile cerești? Ce or fi acelea? Nu știm ce ne rezervă viitorul, lucrurile cerești. Și apoi versetul 13 este versetul de bază pe care clădesc gândirea noastră, meditația noastră, mesajul din această seară de sabat. Versetul 13. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Nimeni nu s-a suit în cer. E o parte a versetului. Afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului. A doua parte. Și care este în cer. De ce a zis Domnul că nimeni nu s-a suit în cer? Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă următoarele patru lucruri. Înseamnă că, în primul rând, morții nu se duc în cer. Morții nu se duc în cer. Mulți pastori la mormântări asigură familia, asigură asistența că defunctul e deja în paradis. L-am ascultat pe Billy Graham la mormântarea președintelui Richard Nixon. Soția lui murise în anul precedent, parcă, și a zis, marele propovăduitor, tot respectul, a zis, ei sunt deja împreună acum. Ei deja s-au întâlnit. Orice predicator neadventist îi asigură pe ascultător la mormântare că defunctul s-a dus în cer. Lucru pe care nici el nu-l crede. Pentru că aceiași predicatori spun că unii se duc în cer la moarte și sunt fericiți, iar alții se duc în iad. Și acolo îi prăjește diavolul la nesfârșit într-un foc care arde, arde și nu consumă deloc. Ce mai foc care nu consumă? Adică asta este învățătura despre iad, despre pedeapsă a celor din afara spațiului de gândire adventistă. Că anume, morții ori se duc în cer, ori se duc în iad, imediat, imediat. Da, ciudat este că orice predicator neadventist la mormântare asigură familia că respectivul s-a dus în cer. Păi atunci nu se mai duce nimeni în iad. Dacă în fiecare caz el zice, s-a dus în cer, e în cer. Nu, din punctul acesta de vedere, noi credem ce spune Biblia, că anume nimeni din cei care au decedat nu s-a dus în cer. Nu e în cer, e în pământ, în mormânt, cavou, criptă, ars, mâncat de pești, de fiare sălbatice, oricum. Dumnezeu îi face la loc pe copiii săi. A zis Dumnezeu către Adam, clar de tot, a înțeles el, înțelegem și noi. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până când te vei întoarce în pământ.
țărână ești, în țărână te vei întoarce. Nimeni nu s-a suit în cer, sunt în pământ morții. A zis Petru despre David, chiar despre David în predica sa monumentală din ziua 50.000, după revărsarea Duhului Sfânt, căci David nu s-a suit în cer. Nu s-a suit în cer. Deci aceasta ar fi o anumită idee din acest grup de gânduri, că nimeni nu s-a suit în cer. Așa înțeleg eu, într-un fel, afirmația Domnului Iisus Hristos. Doi, că am zis, sunt patru gânduri care țâșnesc din această propoziție, după părerea mea. Doi, nicio revoltă împotriva lui Dumnezeu nu are succes. Lucifer a zis, mă voi sui în cer, nu știu cât de mult să mai suia, că era în cer atunci când s-a revoltat contra Totputernicului. Era o ridicare a îngânfării, a rebeliunii, era o suire care nu s-a realizat niciodată. Căci a fost aruncat, scrie Isaia, în capitolul 14, în adâncul mormântului, aruncat în abis, aruncat aici. Deci, nicio revoltă contra lui Dumnezeu nu reușește. A zis unul dintre poeții anilor 50, Alexandru Toma, într-o poezie a lui, ateist, bineînțeles, dușmănoasă, tăiați o poartă în cerul albastru, intrați trufași în cele sfinte. Hulă? Nu intră oamenii acolo. Nimeni nu se poate sui în cer cu așa spirit. Dar mai e ceva. Prin sine însuși, nimeni nu s-a suit în cer. Nici Enoch? Nici Moise? Nici Ilie? Nu, ei au fost duși la cer. Nu s-au suit ei. Nu, nimeni nu se poate sui în cer. Acești câțiva care se află în cer, Enoch, Moise, Ilie, Enoch luat fără să vadă moartea, nu s-a mai văzut deloc, l-a luat Dumnezeu, l-a mutat, Moise a murit, l-a înviat Domnul Hristos, l-a luat în cer, Ilie într-un car de foc, doi fără să moară niciodată, și zice sora White că dacă Moise n-ar fi făcut greșeala aceea la apele Meriba, Dumnezeu l-ar fi luat în cer fără să treacă prin mormânt. Dacă nu credeți, citiți acolo, în Patriarhi și Profeți. Deci trei ar fi fost luați fără moarte în cer, fără să moară. Doi, așa au fost duși, Moise a murit și a fost înviat. Deci ei nu s-au dus, ei nu s-au suit în cer, nu te poți sui în cer. Noi cu avioanele pe aici, prin o gradă, circulăm. Acela nu e cer, e văzduh. Nimeni n-a ajuns în cer prin sine însuși cu puterea sa. În orașul Sibiu, am lucrat acolo 6 ani și jumătate la conferință, era o practică, la sfârșitul anului școlar, prin iunie, într-o vitrină a unui magazin important de pe strada principală a orașului, era pus un tablou mare cu fotografiile unor absolvenți de liceu. Nu știu dacă toate liceele afișau așa pozele absolvenților, dar măcar una dintre ele reprezentativă. Și m-am uitat, de fiecare dată era câte un moto acolo și am memorizat o strofă scrisă ca moto pe unul din aceste tablouri absolvenți ai liceului. O strofă scrisă așa în stil antic grecesc, dar cu rimă, bună poezie, dar un gând semeț, de-ar fi să mă înalț până la stele, chemat la al zeilor sobor, eu n-aș primi altfel să zbor decât cu aripile mele. De-ar fi să mă înalț până la stele, chemat la al zeilor sobor, eu n-aș primi altfel să zbor decât cu aripile mele. Frați și surori, dacă vreți să vă duceți în cer cu aripile noastre, nu veți ajunge niciodată. Nici nu decolăm cu aripile noastre. Nici nu avem aripi. Hai să fim serioși. Nu putem ajunge în cer prin noi înșine, nu prin neprihănirea noastră, nu prin sfințenia noastră, nici prin grozăvenia noastră spirituală. Nu ajungem în cer. Ne duce Dumnezeu. Numai așa se ajunge în cer. Apoi punctul 4, aș zice eu,
la propoziția, nimeni nu s-a suit în cer, cam ce ar însemna. Așa cum mi se pare mie că ar fi posibil să gândim, nimeni nu s-a dus în cer, nici, sau n-a fost luat în cer, nici măcar luat în cer, ca Enou, Moise și Ilie, așa cum s-a înălțat Domnul Iisus Hristos. El s-a așezat la dreapta Tatălui, mijlocește pentru noi. E o unică suire la cer. Mântuitorul s-a dus în cer și acolo este mijlocitorul nostru. Apoi a zis Mântuitorul mai departe, nimeni nu s-a suit în cer afară de Fiul Omului. E o excepție care este în cer. Deci Mântuitorul a fost în cer, a venit de acolo, știm prea bine. S-a dezvrăcat pe sine însuși, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Unde scrie așa? În cartea Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 2, versetele 6 la 8. Deci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, s-a pogorât din cer, a venit aici. Apoi a zis Domnul, eu sunt pâinea vie, bună pâine, pâinea vie care s-a pogorât din cer. Căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Așa a zis Mântuitorul. Deci el a venit din cer. Putea să spună, eu am fost în cer, eu am venit, m-am pogorât de acolo și a spus-o. Putea și să spună, și mă voi duce în cer. Până la urmă, mă întorc acolo. Și a zis așa ceva. Cum a venit din cer? În mod invizibil, în mod invizibil, conceput, în mod miraculos, misterios, prin Duhul Sfânt și prin puterea celui prea înalt, în trupul Fecioarei Maria, așa a venit pe pământ. Nu l-a văzut nimeni, vine, uite, vine Mântuitorul din cer. A apărut prin întrupare, minunea minunilor. S-a născut, a crescut, i-a vindecat pe oameni, i-a iertat, i-a servit, apoi a fost răstignit, a înviat și s-a înălțat la cer. A zis Mântuitorul, am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Cei 11 ucenici s-au uitat după el și așa s-au bucurat și așa s-au întristat. S-au bucurat că, pentru că de acum încolo aveau pe cineva apropiat, foarte apropiat, prietenul lor. Îl aveau acolo în cer la Tatăl. Și s-au întristat pentru că nu mai era cu ei în mod vizibil, trupește. Bine, bine, dar Mântuitorul n-a zis numai atât, că eu m-am pogorât din cer și că mă voi întoarce în cer. Dar a zis, Fiul Omului este în cer. Este în cer. Cum adică în noaptea aceea, în ora aceea de interviu sau ore, eu știu cât a stat de vorbă cu Nicodim, Mântuitorul era în cer? Nu era acolo jos stând de vorbă cu Nicodim? Acolo pe iarbă? De ce a zis el, Fiul Omului este în cer? Nu e greșeală de traducere, nu, 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 nu. Așa scrie în limba greacă, ho-on, care este, e un participiu prezent continuu, este în cer. Distingem trei faze în existența eternă a lui, a lui. N-aș zice a lui Iisus, pentru că nu era Iisus când era în cer. A zis îngerul către Iosif, nu te teme să iei pe Maria la tine, pentru că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt, ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus. Acum, aici, pe pământ i s-a dat numele Iisus. Hristos, unsul, la botez, a fost uns cu Duhul Sfânt. A zice, cuvântul, ca să nu greșesc. Cuvântul a existat din veșnicie, aceasta a fost preexistența sa, înainte de Betlehem, întotdeauna a existat. Niciodată n-au fost doi, niciodată n-a fost unul singur, un singur ins, o singură persoană, trei. Și cei trei sunt una. Unii au probleme cu ideea de trinitate. Ce e aia? Avem trei Dumnezei? Dar nu ziceți așa, ziceți că avem unul. Că așa zice Biblia, avem un singur Dumnezeu. Dar dumnezeirea e grup, e grup. Așa cum eu și soția suntem un singur trup,
Și a zis Mântuitorul în Matei 19, când l-au întrebat fariseii dacă e voie ca bărbatul să-și lase nevasta pentru orice pricină. El a zis, ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt unul, un singur trup. Așa cum doi pot să fie unul și trei pot să fie una mai exact. Ei sunt una, persoanele dumnezeiești. Deci Mântuitorul a existat întotdeauna. Nu-i căutați începutul existenței în Betleem. El acolo doar s-a întrupat, doar a apărut altfel în trup omenesc. Preexistența, trei faze în existența eternă a cuvântului. La început era cuvântul și începutul acela însemna niciun început, însemna veșnicia. Apoi, a doua fază a existenței cuvântului, geoexistența, aș zice eu, existența sa pe pământ, 33 de ani și jumătate, până când s-a înălțat la cer. A fost o întrerupere sau o mutare după preexistență, o mutare pe pământ, pentru viață pe pământ, 33 de ani și jumătate. Reluarea acelei forme de existență în cer pentru veșnicie. De când s-a înălțat la cer, din anul 31 al erei creștine, au trecut 1988 de ani. 1988 de ani. De atâția ani este Domnul Iisus în cer. Preexistență, postexistență, după viața pe pământ. Și geoexistența. Trei faze în existența eternă a lui Dumnezeu. A zis Moise în psalmul 90, singurul psalm scris de Moise, așa scrie acolo. A zis așa, din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu. Veșnicia trecutului, veșnicia viitorului. Cuvântul veșnic în Biblie are trei sensuri. Are sensul fără început, fără sfârșit. Cine? Numai Dumnezeu. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Înseamnă cu început, dar fără sfârșit. Cine? Toate ființele create, care n-au păcătuit sau au păcătuit și au fost salvate. Îngerii sfinți trăiesc în veci. Ei au veșnicia viitorului, dar nu pe cea a trecutului. Pe aceea o are numai Dumnezeu. Mântuiții vor trăi în veci, veșnicie, dar au început. Singurii care n-au început, n-au sfârșit. Veșnicie în trecut, veșnicie în viitor. Sunt cei trei care formează Dumnezeirea. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acum, Mântuitorul a zis și insist și repet, el a zis, Fiul omului este în cer. Ce înseamnă ideea că el în momentele când vorbea cu Nicodim era încă în cer? S-a coborât din cer, dar n-a încetat să fie în cer. A fost tot timpul în cer. Altfel? Da, altfel, dar în cer. A zis Pavel în Efeseni 2:6, el ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem. Pentru că în versetul 1 zice, noi eram morți, voi, zice el, erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Acum, el ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Noi suntem în locurile cerești, suntem în cer, în Hristos Iisus. Alt text, Coloseni 3:2-3, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Suntem acolo, cumva. Nu trupește, nu aievea. Auziți și altceva. Așadar, Efeseni 2:19. Voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu. Dar cetățenia noastră este în Germania, în America. Nu, nu. Pavel zice în Filipeni 3:20, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Avem cetățenia de acolo, de acum. Din punctul de vedere al relațiilor cu o anumită țară, poți să fii străin, azilant, rezident, cetățean. Odată ajungi trupește în ceruri, noi nu vom fi străini, nu vom fi azilanți, nu vom fi rezidenți cu green card, ci vom fi cetățeni ai cerului. Cetățeni de acum, pe baza cetățeniei obținute acum, care nu ne costă nimic, absolut nimic, interviuri în care, da, cu Dumnezeu, conversație tot timpul.
Iisus zicea că El este în cer. Întrebarea mea ar fi, ne simțim noi în cer acum? Chiar suntem în cer? Cel mai mare acvariu din lume este în Atlanta. Nu că trăim noi acolo, dar așa este. Cel mai mare de pe glob. E uriaș. Și e un bazin imens, cu un zid dublu, foarte gros de sticlă. Dincolo de el sunt pești și alte vietăți marine. Rechini, parcă niște, și niște balene mici, multe viețuitoare de mare sunt acolo. Oamenii vin, se uită prin geam și acolo vedem niște oameni. Ei, nu sunt dintre viețuitoarele maritime, nu, nu, ei sunt oameni. Și am întrebat-o pe o persoană, pe o doamnă angajată acolo, cât timp poate un astfel de scafandru să aibă autonomie acolo? Cât timp poate să respire sub apă cu rezerva de oxigen pe care o are? A zis poate să stea cât de mult, că n-are nicio rezervă. Observați că are un tub, oxigenul vine de sus. Aha, așa. Putem fi în cer acum, inspirând oxigenul cerului, de acolo. Suntem aici, în acvariu, în apă, în bazin, în mare, în ocean, dar de acolo ne vine oxigenul. Cineva cu numele Charles Bridges, un autor cu numele Charles Bridges, a scris o carte intitulată Cartea Proverbelor. Comentează în ea proverbele din Biblie. Cartea Proverbelor. La paginile 82 și 83, el zice așa. Auziți ce frază interesantă. Stați cu ochii în țara promisă, dar cu picioarele aici, pe sol. Stați cu ochii în țara promisă, dar cu picioarele aici, pe sol. Noi nu suntem visători, noi nu suntem fanteziști, noi nu trăim așa orbește în viitor, noi trăim pe pământ, noi muncim, suntem colegi cu oamenii, colegi de muncă, de școală, vecini, orice, trăim aici, viața omenească, dar suntem cu ochii în cer, acolo, acolo ne uităm mereu și mai des. A zis Mântuitorul, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Ne pregătește un loc, vine să ne ducă acolo, dar noi trebuie să începem de pe acum să fim în cer. Un autor cu numele Daniel Goleman a scris cartea Inteligența Emoțională. Am avut-o, am dat-o, dar am citit o parte din ea și am extras următorul pasaj care ne prezintă o interesantă ilustrație. La pagina 46, cartea Inteligența Emoțională. El zice așa, omul are două minți. Are o minte rațională și una emoțională. Mintea rațională este acea parte a creierului care gândește. Cea emoțională este lumea emoțiilor, a simțămintelor și aceasta poate să fie educată. Dacă ești foarte supărăcios, dacă ești furios, poți să te educi în așa fel încât să fii calm, să suporți orice atacuri și să iubești pe cei care te înjură. Iată ilustrația pe care el o scrie la pagina 46, Daniel Goleman, în cartea Inteligența Emoțională. Un samurai bătăios, adică un cavaler japonez. Un samurai bătăios, zice o veche poveste japoneză, l-a somat odată pe un călugăr zen, ordin călugăresc, zen. L-a rugat pe acest, l-a somat pe acest călugăr să-i explice conceptul de cer și de iad. Deci samuraiul l-a întrebat pe călugăr, spune-mi, te rog, ce este cerul și ce este iadul? Călugărul i-a răspuns pe un ton batjocoritor. Nu-mi pierd eu vremea cu un nemernic ca tine. Simțindu-și onoarea profund atacată, samuraiul s-a înfuriat, a scos sabia și a țipat, te omor pentru obrăznicia ta. Călugărul s-a uitat la el, cât de furios era și gata să ucidă, a zis, acesta este iadul. Acesta este iadul. Oh, samuraiul a fost mulțumit de definiție. Și chiar i-a mulțumit frumos, a calmat, a pus sabia în teacă și s-a purtat frumos cu călugărul. Călugărul s-a uitat la el și a zis, și acesta este cerul.
definiția cerului, definiția iadului. Întrebarea mea ar fi, cât cer există în noi? O fi și altceva? Pot să conviețuiască? Să avem în noi și cer și iad? Voi prezenta spre încheierea studiului meu următoarele citate scurte din Spiritul Profetic, din scrierile Sorei White. Și vă vor plăcea, vă asigur, să vedeți aici definiția cerului. Definiția cerului în câteva forme. Cartea Educație, pagina 307. Pagina 307, Educație. Viața de pe pământ este începutul vieții din ceruri. Vă place? Viața de pe pământ este începutul vieții din ceruri. Să fie! Educația de pe pământ este o inițiere în principiile cerului. Activitatea vieții de aici este o instruire pentru activitatea vieții de acolo. Ce suntem acum, în caracter și serviciu sacru, este prefigurarea a ceea ce vom fi. Începem să fim cerești de acum, de aici. Alt citat. Mărturii, volumul 7, pagina 131. Cerul trebuie să înceapă pe acest pământ. De acord? Da? Nu? Cât se abțin? Așa e. Cerul trebuie să înceapă pe acest pământ. Când servii Domnului sunt plini de blândețe și gingășie, cum nu sunt eu, și aș vrea să fiu, cum sunteți dumneavoastră, probabil, când servii Domnului sunt plini de blândețe și gingășie, ei își vor da seama că stindardul lui întins peste ei este iubirea, iar rodul său va fi dulce pentru cerul gurilor. Ei vor realiza pe pământ, atenție, solii Domnului, vor realiza pe pământ un cer în care să se pregătească pentru cerul de sus. Servii Domnului pot realiza aici pe pământ un cer, un mini cer, un cer în miniatură, în care să se pregătească pentru cerul de sus. Hristos Domnului la lume, pagina 331. Odată ce intrăm în odihnă cu ajutorul lui Iisus, cerul începe aici. Cerul începe aici. Noi răspundem la invitația sa, veniți și învățați de la mine și astfel începem viața cea veșnică, răspunzând la invitația sa. Cerul este, asta e definiție, cerul este o apropiere neîncetată de Dumnezeu prin Hristos. Ce este cerul? Este o apropiere neîncetată de Dumnezeu prin Hristos. Cu cât ne aflăm mai mult în cerul binecuvântat, din ce în ce mai multă slavă se va deschide în fața noastră și cu cât îl cunoaștem pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai intensă va fi experiența noastră. Umblând cu Iisus în viața aceasta, noi putem fi umpluți cu iubirea sa și satisfăcuți de prezența sa. Tot ce poate purta natura omenească, primim aici, putem primi aici. Fundamentele educației, pagina 179. Ca să-l salveze pe călcătorul legii lui Dumnezeu, Hristos, cel egal cu Tatăl, a venit ca să trăiască cerul înaintea oamenilor. Hristos a venit ca să trăiască cerul înaintea oamenilor. Pentru ca ei să învețe să cunoască ce înseamnă a avea cerul în inimă. Deci cuvântul întrupat a venit pe pământ ca să trăiască cerul înaintea oamenilor și oamenii să învețe ce înseamnă să aibă cerul în inimă. Manuscrisul 58, citat în Comentarii Biblice Adventiste, volumul 7, pagina 989. Hristos este adevărul la tot ce găsim în Tatăl. Definiția cerului este prezența lui Hristos. Și ultimul, Parabolele Domnului Hristos, pagina 421. Pentru urmașii săi credincioși, Hristos este un tovarăș și un prieten apropiat. Ei trăiesc în strânsă legătură, în permanentă comuniune cu Dumnezeu. Peste ei răsare slava lui Dumnezeu. În ei, în urmașii credincioși ai Domnului, e reflectată lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Acum ei se bucură de razele neumbrite ale strălucirii și slavei Regelui în mărirea sa. Ei sunt pregătiți pentru comuniunea cerului, pentru că au cerul în inimile lor. Îmi place! Așa e! Două definiții ale cerului, afară de cea a călugărului Zen, le-am găsit aici în această literatură sacră. Prima a fost, cerul este o apropiere neîncetată de Dumnezeu prin Hristos. Haideți să zicem toți, cerul este o
neîncetată apropiere de Dumnezeu prin Hristos. Și a doua, definiția cerului este prezența lui Hristos. E Hristos aici? Cerul e aici. Gata! E Hristos în inimile noastre? Avem cerul în inimă. Iisus a zis Fiul omului care este în cer. El n-a încetat niciodată să fie în cer, deși trupește era pe pământ. Dar el aparținea acolo. El era între ființele cerești, era acasă. Spiritul său era delectat de atmosfera cerului, pentru că se ruga mult, se ruga adesea, legătura cu Tatăl păstra cerul în inima lui și pe el îl păstra în continuu în cer. Doamne, ajută-ne ca măcar în sabatul acesta să fim în cer, în acest cer în miniatură care ne pregătește pentru cerul de sus. Și nu numai acum, ci mereu, după aceea, întotdeauna. Domnul să ne binecuvinteze și să ne dea această experiență extraordinară a părtășiei cu Dumnezeu și cu cerul întotdeauna. Amin. Cântăm o cântare despre cer. Către cer un dor mă trage. 343.
Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus te preamărim în aceste clipe de sabat, clipe solemne, pentru prezența ta binecuvântată în mijlocul nostru. Îți mulțumim pentru că Duhul Sfânt s-a ocupat de noi, pentru că ne-a vorbit. Îți mulțumim pentru cuvintele din Scriptură la care ne-a ajutat să avem acces, pe care să le interceptăm în această seară, la care să gândim, asupra cărora să medităm. Îți mulțumim pentru planul mântuirii, pentru punerea lui în aplicare atunci când primii noștri părinți s-au depărtat de tine, au păcătuit prin neascultare. Îți mulțumim pentru că nu i-ai nimicit, nici noi n-am fi existat niciodată, ci ai pus în lucru planul tău minunat de mântuire și în baza lui a venit cuvântul cel veșnic să se facă trup să locuiască printre noi. Îți mulțumim pentru harul și adevărul pe care ni le-a adus. Îți mulțumim pentru că venind aici a fost plin de har și de adevăr și că din acest har am primit mereu și mereu și primim har peste har. Te lăudăm pentru jertfa răscumpărătoare pe care Mântuitorul a adus o jertfă de sine pe cruce, pe Golgota, și pentru că în felul acesta porțile paradisului au fost deschise pentru noi ca să avem viață veșnică prin El care este viața veșnică. Îți mulțumim pentru nădejdea fericită, pentru perspectiva glorioasă de a moșteni căminuri cerești, locașuri pe care Mântuitorul s-a dus să le pregătească. Nu le facem noi, nu le pregătim noi. Este opera Lui și suntem fericiți că El ne va duce acolo. Dar, Doamne, am învățat că aici pe pământ noi trebuie să avem o strânsă, o desăvârșită legătură cu Tine, așa încât să ne simțim ca în cer, să simțim că cerul este aici. Pentru că prezența ta, prezența Mântuitorului în viețile noastre, în inimile noastre, realizează un cer adevărat în care noi toți ne putem desfăta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că e posibilă această experiență. Ajută-ne ca prin lucrarea Duhului Tău în inimile noastre să putem și noi să realizăm aici pe pământ, în viața noastră, un cer în miniatură, în care să ne pregătim pentru cerul de sus. Pentru că Tu așa ai zis, aici începe cerul, începe în inima noastră, începe în viața noastră, iar dacă nu, nu va începe niciodată. Te rugăm, Doamne, vino curând, vino și ia-ne acolo unde într-adevăr este cer 100%, cer spiritual și cer fizic. Vrem să fim cu Tine și să preamărim numele Sfânt al Tatălui, al Domnului Iisus Hristos și al Duhului Sfânt, în veci de veci. Amin.